Continuă protestele în capitală. Manifestanții au ieșit și astăzi în Piața Victoriei pentru a cere demisia guvernului. Ei au organizat un maraton al democrației și au purtat drapele. O să alergăm până o să slăbim. Ne-am săturat de corupție, ne-am săturat ca să contribuim lună de lună cu o grămadă de bani la bugetul țării. Păi ce încredere să mai avem noi în ei? Protestatarii au alergat pe trotuarele din jurul guvernului, pe Bulevardul Aviatorilor și pe șoseaua Chiselev și au încercuit de 21 de ori Piața Victoriei. La ora 15, peste 50 de persoane se aflau în Piața Victoriei. Jumătate dintre acestea erau înscrise la Maratonul Democrației. Așa cum se obișnuiește de câteva zile, manifestanții au primit ceai cald și fructe. Ce au dus oamenii în mod curent? Fructe? Câteva dulciuri, câteva covrici și mere avem astăzi în program. Dacă astăzi au ieșit în stradă mai puține persoane, mâine se anunță o participare masivă la proteste. Organizatorii au anunțat că la ora 21, în fața sediului executivului, se va forma un tricolor uman.